Un nou focar de gripă aviară în nordul țării. Acesta a fost depistat în satul Cureșnița Veche din raionul Soroca, după ce un gospodar de aici a anunțat Serviciul Raional al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor că i-au pierit aproape 200 de păsări. Rezultatele preliminare ale probelor de laborator au arătat prezența unui focar de gripă aviară, iar sursa de infecție ar fi păsările sălbatice de pe râul Nistru. În consecință s-a instaurat un regim de carantină pentru localitățile Holoșnița și Cureșnița din raionul Soroca, iar alte 9 sate din vecinătate sunt în zona de supraveghere. Toate cazurile de îmbolnăvire de pe ieri se declară sau la primar sau telefoanele noastre de la Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor. Adică nu vă atingeți de cadavrele la păsări sau cei bolnavi. Ne informați, ies specialiștii la fața locului și specialiștii atunci iau măsurile de rigoare care trebuiește. Gripa aviară este foarte contagioasă, afectează păsările domestice, dar poate avea consecințe și pentru oameni. Împreună cu Comisia de Situații Excepționare Teritorială am informat atât medicul de familie cât și directorul de instituții de la nivel local, de la grădiniță, de la școală, ca fiecare dirigent să anunțe chiar și copiii. Știm că este gripa aviară în sat, dar avem grijă să nu ne molipsim. Să ținem închisă, da. Dar vă-i frică să nu vă molipseți pentru că oamenii se molipsesc? E clar că ne-i frică, cum nu ne-i frică? Dar noi știm regulile care, cum să ne protejăm. Autovehiculele care intră sau ies din aceste localități sunt verificate minuțios. Mașinile trec în groapa de dezinfectare, ceea ce n-ați permite răspândirea acestui virus în restul satelor. Verificăm toate unitățile de transport la intrare, ieșire, să nu aibă careva păsări, animale, nu le permitem. Angajații de la AMSA au luat măsuri de siguranță imediat ce a fost raportat primul caz și a dispus incinerarea și inhumarea păsărilor. Presupunem că e din fauna sălbatică, adică gospodăria este amplasată la 70 de metri de la râul Nistru. Sunt foarte multe păsări sălbatice, rați, gâști, lebede. Întreprindem măsurile pentru identificarea sursei de infecție. Pe durata 30 de zile a fost interzis comerțul în piețe în localitățile aflate în regim de carantină sau în zona de supraveghere. Încă un deces cauzat de gripă. Un bărbat din capitală a murit din cauza complicațiilor provocate de gripa de tip A. Acesta era infectat și cu COVID-19. Anunțul a fost făcut de șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Boris Gâlca, în cadrul ședinței săptămânale a primăriei. Potrivit datelor oficiale, săptămâna trecută în municipiul Chișinău au fost înregistrate 141 de cazuri de gripă, printre care 88 de copii cu vârsta de până la 17 ani. Săptămâna trecută au fost înregistrate, deci, pe teritoriul municipiului Chișinău 4381 de cazuri de infecții respiratorii, mai puține decât săptămâna precedentă, când am avut 5272. Totodată, cele mai afectate, s-a schimbat statistica celor mai afectate grupe, dacă până acum au fost la copii, acum mai mult de 50% revine la persoanele adulte.